Salutare, suflet drag, și bine te-am regăsit la o nouă citire în tarot. Eu sunt Cristiana, iar etalarea de astăzi este pentru luna decembrie, zodia Capricorn, soarele, luna și ascendentul. Voi trage prima energie pentru luna decembrie pentru tine, dragă Capricorn, și vom primi un mesaj din partea divinității, din oracolul vieții dumnezeiești. Iar îndemnul pentru tine în luna decembrie este să-ți depășești frica bolnăvicioasă de singurătate și să înțelegi că singurătatea provine dintr-o scindare interioară. Atâta timp cât vei reuși să dialoghezi cu viața din tine și din jurul tău, nu vei fi singur. Amintește-ți întotdeauna că faci parte integrantă din mediul tău înconjurător. Ce înțeleg din acest mesaj este că de-a lungul vieții te-ai lăsat condus în deciziile pe care le-ai luat sau alegerile pe care le-ai făcut în baza atașamentelor pe care le-ai avut față de oamenii din viața ta, față de credințele pe care le ai și le-ai avut de-a lungul vieții tale. În general, te-ai lăsat condus de aceste lucruri pentru a nu te simți singur. Poate că uneori ai avut impresia că nu îți găsești locul. Cu toate acestea, ți-a fost teamă să-ți asculți îndemnul sufletului tău și să te lași ghidat de calea pe care el încerca să ți-o arate. Sunt anumite lucruri în sinea ta nevindecate. Sunt răni acolo și energii care te urmăresc și în momentul acum. Sunt răni deschise care te fac să îți fie teamă de a lua o decizie diferită, chiar dacă poate realitatea momentului acum nu te servește cu adevărat. Frica este cea care te conduce și ți este teamă de a fi singur. Hai să vedem ce ți transmite mesajul din cărticică. Îți este frică să rămâi singur și pentru a evita această situație, cauți să umpli toate golurile, acceptând uneori aspecte care nu îți convin sau care nu sunt în acord cu sufletul tău. Îți amintești momentele de anxietate pe care le trăiai noaptea când erai singur în întuneric sau când nu cunoșteai pe nimeni în noul tău cartier sau la o școală nouă, sau poate că părinții tăi nu îți ofereau suficient timp. Toate aceste amintiri te fac să te temi de singurătate, pe care o vezi sinonimă cu plictiseala sau chiar ca pe o negare a existenței. Cauți privirea celuilalt sau adrenalina aventurii ca să te simți viu. Ignor faptul că ești singur pentru că te-ai uitat pe tine. Dorința de a împărtăși cu ceilalți este sănătoasă și provine dintr-o necesitate justificată, însă disiparea ca să te anesteziezi poate deveni nesănătoasă. Află că nu vei fi niciodată singur dacă îți faci timp să fii față în față cu tine și să te asculți. Acordă-ți atenția pe care nu ți-ai oferit-o. Oferă-ți dragostea pe care doreai să o primești când erai copil și vei rupe astfel cercul singurătății. Viața îți oferă o mulțime de oportunități să comunici. Îmbrățișează viața sub toate formele ei și vei ști atunci că nu ești niciodată singur. Fă-ți timp să te bucuri de viață și nu fii un consumator al ei. Probabil că în momentul ăsta ești în această energie în care te mulțumești cu puțin.
în care ignori ceea ce simți în interiorul tău de teama de a nu rămâne singur. Nu înțelegi că, de fapt, această singurătate, ea este de-a lungul timpului transformată în solitudine și în creștere și descoperire de sine. Îți conduci viața în momentul acum, în baza trăirilor tale trecute, în baza fricilor dobândite de-a lungul timpului, în urma experiențelor pe care le-ai avut. Nu înțelegi că atunci erai adormit inconștient și trăiai pur și simplu la întâmplare viața și că ai ajuns la un moment în timp în care este important ca tu să deschizi ochii și să vezi adevărul pentru a te alinia cu menirea ta pe acest pământ. Îți negi adevărata natură ca spirit din cauza fricilor create de mintea ta adormită. Nu înțelegi că frica este o iluzie, ceea ce este creată în baza limitărilor tale din subconștientul tău. Îți este greu să iei o decizie pentru că teama este mai puternică decât energia sufletului tău în momentul ăsta. Și nu înțelegi că totul stă doar la o decizie distanță. În alegerea de a deschide ochii larg și a vedea realitatea și a nu te mai complăcea în situații care îți fac în realitate mai mult rău decât îți fac bine. Am să deschid tarotul. Și hai să vedem de unde pleacă această teamă a ta, care este rădăcina acestei frici pe care tu o simți, care-s lucrurile din interiorul tău pe care nu vrei să le mai vezi. Opt de spade, 9 de spade, 8 de spade în poziție inversă, 9 de spade în poziție dreaptă, 3 de monede în poziție inversă, luna și Marea Preoteasă. De-a lungul timpului, prin alegerile pe care le-ai făcut, ți-ai creat singur acest disconfort. Aș zice că te-ai concentrat atât de mult pe acele lucruri care nu au funcționat pentru tine. Te-ai concentrat pe trădarea pe care ai simțit-o de la oamenii din jurul tău. Poate că ai pierdut un loc de muncă din lipsa capacității tale de a vedea lucrurile cu claritate, adică să-ți vezi punctul sau rolul pe care l-ai jucat în acel în acea situație, cum ai ajuns în acel moment în timp. Ai primit toate acele energii din jurul tău cu acest 9 și 8 de spade aici și ai intrat într-o stare de anxietate. Te-ai lăsat condus de acele energii, le-ai primit, te-ai identificat cu ele și nu le-ai mai dat voie să iasă. Le-ai pur și simplu menținut de tine. 8 de spade, el vine și îți spune că este momentul să scapi de acest sentiment de neputință, să pur și simplu să te eliberezi de toate aceste energii pe care le-ai
acumulat în sinea ta, să nu mai pui atât de multă atenție către grijile tale, pentru că cu cât alimentezi aceste gânduri negative, cu atât tu intensifici frica, blocajul, nu iei decizii concrete de a schimba realitatea ta. Sentimentul ăsta de eșec pe care l-ai, el nu te servește. În loc să te simți, să simți că, nu știu, ai ratat sau că ai eșuat ceva, mai degrabă devino conștient de felul în care s-au întâmplat lucrurile. Pentru că și Luna și Marea Preoteasă te invită să descoperi adevărul, să scoți la suprafață tot ceea ce ai menținut ascuns de-a lungul timpului, găsind acolo tot felul de scuze. Această întorsătură a vieții tale vine tocmai ca tu să te eliberezi, să deblochezi această energie stagnantă din sinea ta. Și Luna și Marea Preoteasă, cum ziceam, sunt o invitație la scoate la suprafață adevărul, a te elibera de acele energii pe care le-ai tot menținut în tine. Chiar dacă calea din fața ta nu este una clară, nu este ceva cunoscut ție, îndemnul este să ai încredere, să ai încredere că iei decizia potrivită pentru tine, că a venit momentul ăla să schimbi vibrația energiei din viața ta, să-ți asculți intuiția, da, pentru că ai această capacitate de a te conecta cu intuiția ta, însă trebuie să te eliberezi de această nevoie de a ști totul de dinainte. Nu întotdeauna lucrurile sunt în esență precum ele par. Trebuie să avem capacitatea să privim dincolo de suprafață și tot spun acest lucru. Este important să faci diferența între propriile frici sau iluzii și realitatea cu adevărat. Confuzia mentală pe care o simți în momentul ăsta este pentru că te-ai adâncit în aceste îngrijorări, această anxietate, aceste energii pe care tu le-ai luat asupra ta de-a lungul timpului, în urma trădărilor pe care tu le-ai simțit de la oamenii din jurul tău, poate chiar de la colegi de muncă. Acest moment nu te duce decât către a-ți dezvolta intuiția, adică să ieși din tiparul pe care l-ai tot urmat de-a lungul vieții și să înveți să faci lucrurile diferit de data asta. În loc să-ți asculți mintea, să-ți iei în timp să te eliberezi de aceste energii, să meditezi și să te conectezi cu intuiția ta. Pentru că tu ești cel mai bun ghid al tău. În intuiția ta vei găsi întotdeauna răspunsurile corecte pentru tine. Mai mult decât atât, divinitatea, prin fiecare experiență, fiecare emoție care se trezește în tine, îți arată calea. Important e să ai curajul să te asculți, indiferent de circumstanțele sau ceea ce este în exteriorul tău sau ceea ce vine dinspre exteriorul tău către tine, părerea celorlalți. Ghidarea este la îndemâna ta, însă trebuie să ai curajul de a vedea această îndrumare. Încă lucrurile ușor-ușor ți se vor arăta, se vor dezvălui în calea ta.
tot ceea ce acum nu face sens, va face sens la momentul potrivit. Însă doar atunci când îți vei da voie să-ți descoperi adevărul propriu. Doar atunci când nu te vei mai lăsa ghidat de aceste emoții joase și de aceste sentimente ce s-au trezit în tine în baza lucrurilor ce au venit din exteriorul tău, atitudini de la alte persoane, pur și simplu situații în care te-ai trezit și ai luat poate decizia greșită pentru tine. Este important să accepți aceste lucruri. Toate aceste energii, da, ele aparțin momentului trecut și oriunde te afli astăzi, acest moment acum este de fapt cel mai important, da? Pentru că el îți creează realitatea zilei de mâine. Dacă rămâi în aceeași anxietate, în aceeași teamă, vei recrea un moment viitor în aceeași vibrație. Însă nu mai poți lăsa lucrurile, da, să fie cum au fost. A venit momentul să te asculți cu adevărat și să lași orice temere la o parte, să lași adevărul să iasă la suprafață, să accepți adevărul sufletului tău, pentru că odată ce intri în acceptarea adevărului interior, vei crea cea mai mare claritate în jurul tău și în viața ta și în sinea ta. Vei lua acea ceață, vei da acea ceață mentală la o parte, pentru că cu cât e o decizie pentru tine, cu cât te alegi pe tine, cu cât alegi adevărul tău și ceea ce tu simți în interiorul tău, fără teamă, cu atât vei descoperi, cu atât mai mult vei clarifica lucrurile. Tot ceea ce astăzi nu face sens va începe să capete sens. Împărăteasa în poziție inversă arată clar lipsa atenției către sine. Fiind în poziție inversă, îmi arată că în viața ta, în general, atenția nu este acordată ție, ci peste tot în jurul tău. Împărăteasa în poziție inversă își cere să ai atenție în primul rând către tine, pentru că atunci când ai atenție către tine, te afli într-o stare de pace, de armonie și poți oferi această energie în exteriorul tău. În același timp îmi arată o oarecare superficialitate și ignoranță către propria viață, o inconștiență în care se irosesc resursele pe care le ai, pentru că ești neglijent față de sine. Ai parte de stagnare și blocaje în momentul ăsta. Cred că pui mult mai multă atenție pe această lume fizică, materială, decât pui atenția către ceea ce tu ai nevoie, și atunci ești deconectat de tine, ești deconectat de divinitate, da? Pentru că nu ești în aliniament cu sinele tău autentic, ești foarte ancorat în sinele tău fals și îți creezi viața și trăiești viața în baza lucrurilor din exteriorul tău. Am să iau sfatul din tarot pentru tine. Ceea ce tu ai de făcut pe mai departe în luna decembrie pentru a-ți depăși această frică de singurătate. Hai să vedem ce ai de făcut. Moartea. Dă voie acestei transformări să se producă. Ești la un moment în care, dacă continui în aceeași direcție ca până acum și nu accepți acest moment de finalitate și nou început,
vei continua să trăiești viața în aceeași energie, în aceeași frustrare, în aceleași vibrații joase de care te-ai plictisit, în esența ta vrei să scapi de ele, dar continui să faci aceleași lucruri și astfel nimic nu se poate transforma. Necesită transformare reală la tine ca să poți transforma ceea ce vine din exteriorul tău. Așadar, îndemnul și sfatul pentru tine este să te eliberezi și să dai voie acestui moment de transformare să se întâmple, să profiți de această energie transformatoare ce este în calea ta. Ultima carte vine din puterea tainică a energiei dumnezeiești. Integritate. Dovedește clipă de clipă adevărul și onestitatea sufletului tău și manifestă iubire în toate acțiunile pe care le realizezi. Bineînțeles, manifestă iubire în toate acțiunile pe care le iei către tine, pentru că astfel, în iubire de sine, tu poți crea și oferi iubirea către exteriorul tău. Hai să vedem ce îți transmite mesajul. Există o propastie imensă între a crede în ceva și a face dovada acelui ceva în lume. Îndemnul "unește-ți vorba cu fapta" este mantra acestei cărți care va umple această prăpastie. Poți citi toate cărțile spirituale disponibile, dar dacă nu pui în aplicare ceea ce ai acceptat în inima ta, va fi un timp pierdut. Faptul de a considera iubirea și compasiunea ca fiind pietrele de temelie ale sistemului tău de credințe este foarte diferit de manifestarea lor în lumea reală. Atunci când toate părțile psihicului tău sunt unificate, formând o unitate, nu ai nevoie să faci eforturi să simți compasiune, ci o simți pur și simplu. O persoană integră își respectă angajamentele. Dacă ai tendința de a te îndoi de tine însuți, sau dacă mintea ta este plină de opinii contradictorii, îți va fi întotdeauna greu să-ți redescoperi sinele dumnezeiesc autentic. Și este de înțeles, viața constă în a învăța să devii din ce în ce mai bun, iar dacă nu înveți ceva nou în fiecare zi, este o ocazie ratată. Pentru a ști dacă trăiești într-un mod dumnezeiesc integrat, observă-ți comportamentul într-o perioadă de haos. Dacă ai o stare de calm, iar mintea ți este liniștită și vezi în mod clar drumul care trebuie urmat, atunci iubirea este prezentă. Atunci când trăiești concentrat în iubire, te menții în momentul prezent și nu ești tulburat de trecut sau viitor. Încrederea ta în sine strălucește ca un far, iar aceasta atrage către tine tot ceea ce este bun și dumnezeiesc. Dacă observăm, am început etalarea cu frica, da, să-ți depășești frica de singurătate și încheiem etalarea cu a-ți oferi iubire, a fi integru, a trăi în adevăr indiferent de ceea ce este în exteriorul tău. A fi integru înseamnă a-mi asculta vocea interioară, a-mi asculta calea destinului meu, ceea ce sunt ghidat dinspre interior, spre exterior să fac. Și momentul ăla în care este necesar să pui acest adevăr în exteriorul tău a venit. Totul depinde de ceea ce alegi în acest moment și astfel vei putea schimba energia din viața ta. Te îmbrățișez cu iubire și lumină divină. Eu am fost Cristiana. Iar dacă ai rezonat cu această etalare, m-aș bucura să apeși butonul de like și să lași un comentariu cu un emoticon sau un comentariu prin care împărtășești cu noi conștientizările avute în timpul etalării. Dacă îți dorești, poți împărtăși acest material și cu alte persoane dacă simți că ar fi de folos pentru creșterea și evoluția lor. Până data viitoare, trăiește în integritate față de tine, scoate adevărul sufletului tău la suprafață și a venit momentul să-ți depășești fricile. Nu uita că frica este o iluzie creată de mintea ta adormită. Nu este realitate. Realitatea este cea simțită de sufletul tău.